Preoții din parohiile protopopiatului Câmpina s-au întrunit astăzi într-un cerc pastoral reunit la Mănăstirea Prahoveană Caraiman. Împreună cu ei s-a aflat preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Întrunirea preoților din cele 6 cercuri pastoral-misionare ale protopopiatului Câmpina a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită în Biserica Mănăstirii Înălțarea Sfintei Cruci, Caraiman, de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La finalul slujbei, ierarhul a vorbit despre Sfântul Ierarh Luca al Crimeei, pomenit astăzi. A fost încă din timpul vieții considerat doctor fără de arginț, întrucât nu pretindea nimic la o operație, la un consult, îi ajuta pe oameni care oricum treceau în perioada respectivă, mai ales în anii în care a activat la început ca medic prin mari încercări. Era încercarea comunismului, abia instaurat în Rusia odată cu anul 1917, dar erau și încercările sărăciei prin care treceau foarte mulți oameni, cum erau și cei care ajungeau să-i fie pacienți. În anul 1921 i s-a cerut să intre în cler. Era văduv, era un om foarte credincios și mai ales un om foarte apreciat pentru ceea ce făcea. A devenit preot și apoi călugăr, iar numele de botez, Valentin, a fost schimbat cu acela de Luca. Și 2 ani mai târziu, adică în anul 1923, a devenit episcop. Îndată după ce a devenit episcop, îmbinând sau împletind cele două misiuni ale sale, pe aceea de păstor de suflete cu aceea de doctor fără de arginț, Sfântul Luca a fost prigonit pentru credința sa, pentru faptul că aparținea clerului superior, pentru faptul că le cerea pacienților și medicilor care operau împreună cu el să-și pună mai întâi nădejdea în Dumnezeu. A cunoscut 3 exiluri, dintre care unul în îndepărtata Siberie. Dar nu și-a pierdut credința și nădejdea. A fost un om al credinței adevărate și puternice, cu ajutorul căreia îi vindeca și pe cei care nu mai aveau speranță de vindecare. În continuare, clericii s-au reunit în sala de conferință a Centrului Social Pastoral Sfânta Cruce al Mănăstirii Caraiman. În deschidere, părintele protopop Grigore Melnic a subliniat importanța acestor întruniri în lucrarea pastoral-misionară a preoților. După ce unul din clericii protoieriei a prezentat un referat despre satul românesc, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul a susținut o prelegere în care a amintit despre frumusețea satului său natal, Rădășeni, și despre viața spirituală a acestei comunități. Să vă spun despre credința pe care am observat-o eu și pe care n-am avut-o niciodată, așa cum am văzut-o eu la bătrânii din urmă cu 40 de ani și mai bine. O credință puternică și o atenție deosebită față de biserică ca instituție și ca locaș de cult. Oamenii care veneau la biserică, mai ales în timpul ploios, în timpul rece, aveau cu ei o cârpă cu care își ștergeau întotdeauna încălțămintea. Nu intrau niciodată în biserică, așa cum veneau de pe drum. În vremea aceea nu erau drumurile asfaltate. Și probabil că mulți dintre cei care veneau din capătul celălalt al satului își murdăreau încălțămintea. Și m-am gândit adeseori și la cuvintele Scripturii: scoateți încălțămintea, pentru că locul pe care calci este loc sfânt. Veneau majoritatea femeilor îmbrăcate într-un costum tradițional, iar în postul mare nimeni nu venea cu broboadă deschisă la culoare, mai ales în săptămâna Sfintelor Patrii. Era o atenție ieșită din tipare față de slujbă, față de rânduierile pe care dumneavoastră le cunoașteți și care țin de întreg calendarul bisericesc de peste an. Chiar am mai întrebat și eu pe unii preoți cum prăznuiesc hramul bisericii, cum îl pregătesc. Și am să vă spun că hramul bisericilor, al celor două biserici, erau pregătite cu foarte multă atenție. Cel puțin 500 erau invitați la masă.
întrucât participa tot satul, dar veneau și străini sau oaspeți, cum erau numiți. Pe lângă faptul că multe familii înstărite luau în casele lor pe unii veniți de departe, rudenii cunoscuți sau chiar străini, la biserică se făceau bucate din belșug. Începând de aseară ne-am întrunit în acest cadru minunat pe care îl vedeți la Mănăstirea Caraiman, unde am avut reuniunea cercurilor pastorale. În cadrul protoierii avem 6 cercuri pastorale. Am avut reuniunea cercurilor și diferite discuții. Astăzi am avut iarăși o bucurie extraordinară, pentru că Preasfințitul Părinte Timotei a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească, înconjurat de părinții stareți din zonă și de aproape 20 de preoți din protoieria noastră, iar apoi ne-a emoționat până la lacrimi, povestindu-ne despre copilăria Preasfinției sale și despre ceea ce înseamnă satul românesc, în speță satul Rădășeni. Cred că fiecăruia dintre noi ni s-a umplut părticica aceea care în ultimul timp, din cauza știrilor, din cauza vremurilor, s-a mai golit. Părticica aceea de dragoste și de readucerea minte a faptului că suntem români, că suntem creștini ortodoxi și că ne-am născut mai mult sau mai puțin în sat. Și ni s-a reaprins acea dorință de a încerca să punem și noi umărul atât cât putem pentru revigorarea satului românesc. La cercul pastoral reunit de la Mănăstirea Caraiman au participat aproximativ 120 de preoți de la cele 70 de parohii ale protopopiatului Câmpina.